Auzit am Dumnezeule, taina rânduielii tale, bunule, am înțeles lucrurile tale și am prea slăvit Dumnezeirea ta. Sfinte mucenice Alban, roagă-te pentru noi. Suflet puternic ai arătat la amenințarea păgânilor și cu tărie mucenice pe adevăratul Dumnezeu l-ai mărturisit. Sfinte mucenice Alban, roagă-te pentru noi. Nu înceta, Sfinte, a ruga pe Sfânta Treime de-a pururea multele păcate să le șteargă și să ierte răutatea poporului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, împreună cu îngerii și cu mucenicii, Părinte bunule, te rogi fierbinte Mântuitorului pentru robii tăi cei care te preamărești. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci aceia ce ai stăpânit, Archimandrite David, who served here, and whilst he was here, it was his monastic church. It's not any longer, but he was with Archbishop Nicodeme, who was then in his 90s. And Archbishop Nicodeme was a very strong, firm person. He had been a general of infantry in the First World War. And he said, when I was in Serbia, we had the clergy met together and we called ourselves the Brotherhood of St. Seraphim. And so he said, when you come to Walsingham, this will be your dedication to me. So that's why. But Father David had a great love for St. Seraphim of Sarov, and indeed too for St. German of Alaska. And but most of the painted icons here are the work of Father David and the other iconographer here, Leon, who was my sponsor when I was chrismated here. Sponsor, adică nașul de botez al părintelui. Serafimii cei netrupești și cu heruvimii cei cu ochi mulți se minunează prea curată că ești mai înaltă decât oștirile îngerești. Fă-ne luminați în sus, Doamne, cu porunca ta și cu brațul tău cel înalt
și dă-ne nouă pacea ta de oameni iubitorule. Sfinte mucenice Alban, roagă-te pentru noi. Toate le-ai schimbat prin a ta mucenicie și de rai te-ai învrednici, că cele trecătoare din lume n-ai dori. Sfinte mucenice Alban, roagă-te pentru noi. Capul ți-au tăiat pentru sfântă mărturia ta și pământul Britaniei de tine se veselește.